Începem programul tare și în forță, cu tatăl glumeț. E combinația mortală de om fericit în general, sindromul boomerului, socializare și încă un element, elementul X. Cred că cu toții am intrat cel puțin odată în contact cu tipul ăsta de părinte. Ori când luam un taxi și șoferul era de genul, ori când am fost luați de la școală cu mașina de tatăl unui coleg mai ales. Școala era subiectul principal de obicei în interacțiunile de genul. Și totul decurgea cam așa. Stăteai pe marginea drumului cu tovarășul tău, Haralambie. Îmi vine bă tactul. Vine, vine acum. Bună ziua. O, salut, salut băieți, ce faceți? Gata școala, gata? Păi, da, am plecat. Țai, băi, eu nici nu știu de ce vă mai cheamă ăștia, serios? Ce școală o faceți voi? A, ce nu o dați mă cu un tură să mănânce câine, a? Bă, da, gagici așa n-aveți și voi, mă? Eu tot îi zic lui ăsta al meu. Dar nici nu cred că e al meu, că nu prea îmi seamănă. A câta sunteți, a 10 ani? Pa, păi la vârsta voastră, bă, nene, bă, la săptămână, bă, știi cum le schimba, mergem la o cafea, la un suc. Bă, voi ăștia din spate, în voi am bază, dacă găsiți ceva și pentru fimiu, faceți-i bă lipelea, că nu se mai poate. Gata, aici stați, oricum de atât ați plătit. Părintele care vrea să se căiască. Mai sunt părinți de ăștia care, tot așa, te iau de la școală, cum urci în mașină, poți observa icoane, cruciulițe, tot ce trebuie. E, doar că tipul ăsta de părinți la volan, nu știu cum să zic, o cam iau randeaua din când în când. Probabil din cauza asta au și câte 5, 10, 15, 20 de iconițe în mașină. Să alunge stările rele. Nu prea se vorbește în mașină, mai mult se ține morală. Și discuția e cam așa. Bă, copii, bă, la școală acolo v-am zis ce trebuie să faceți. Fiți cuminți, bă, și învățați, da? Vedeți-vă, bă, de treaba voastră, să n-au că vă bate sau vă înjurați cu vrunul. Nu e frumos, nu câștigă nimeni și oricum vă enervați de pomană. Îi taie unul fața. Bă, boule, bă, cine ți-a dat cornetul ăla, bă? Nu vă spărați, n-a zis că nu era bine să ne enervăm, să... E, voi faceți ce vă zic eu, nu ce fac eu. Primul tip de părinte la volan care îmi vine în cap acum e mama aia care s-a chinuit toată viața ei să obțină carnetul. Bă, sunt unii oameni pentru care să iei carnetul e ceva așa, natural să zic. Își văd de viața lor, fac asta în paralel, hât, în 3 luni maxim au carnet, gata. Dar cu toții știm că sunt mamele alea, că de obicei asta se întâmplă pe la vreo 40 de ani, așa, care habar n-au de condus, dar se lovesc în viață că au nevoie de carnet, că s-au săturat să meargă cu autobuzul și așa mai departe. Și se gândesc ele și zic... Trebuie să dau de carnet, gata că nu se mai poate. Bă, și 90% din cazuri sunt mamele alea care, v-am zis, n-au nicio treabă cu condusul. Fac școala, pică examenul, o dată, de două ori, de trei ori, încep să se întrebe. De ce nu pot? Ce e așa de greu? Bă, și se chinuie, nu se lasă. După 8 luni de zile povestește la rude că nu e în stare, că vrea să ia carnetul și nu poate. Face pe dracu în patru, vorbește cu cine vorbește și încearcă să ia examenul pe bani până la urmă, nu-i problemă. Se rezolvă, dar știți cum conduce, nu? Dezastru, pericol public. Când se urcă la volan, doar ziua. Bineînțeles că noaptea nu vede, că e întuneric și ziua duce copiii la școală, la magazin și atât. Dumnezeu cu mila. Transpiră, scaunul lipit de volan, jale mari. Alt tip de părinte care îmi vine acum în cap e ăla nebun, părintele nebun. Trebuie să ajungi undeva, să ieși în oraș cu colegii și zice unul: hai că vine tata să ne ducă și te luăm și pe tine dacă e. Bine, hai. Vine ăla, mergi 15 minute în care înveți 5 înjurături noi, o ia cu mașina după unul să-l prindă să-l bată, scoate pumnul pe geam, nu se dă când vine ambulanța, numai nenorocit de-astea. Bă, și tot drumul nu zice nimeni nimic, te uiți așa la colegul tău, el se uită la tine și nimic. Ăla oglă și vorbește acolo singur. Îl crăpă ăsta pe prostul ăsta, băga mie aia și... Uitați-vă bine aici să învățați să nu fiți preșuri în fața la proști ăștia. Rămâi puțin șocat. Ajungeți la destinație, vă dați jos, plecați de acolo, el nu zice nimic, tu nu zici nimic și... Ba, e, îți trece prin cap un gând de genul, Doamne ferește să ai un tată ca asta.